Chiar dacă primăvara a venit doar calendaristic în Argeș, temperaturile fiind scăzute pentru această perioadă, s-a dat startul curățeniei de sezon. Foarte mulți aleg să scape de resturile vegetale prin ardere. De aici și până la adevărate tragedii, nu mai este mult. În cele mai multe dintre cazuri, focul se extinde și sunt distruse terenuri agricole, bunuri din gospodării sau chiar și case. La sfârșitul săptămânii trecute, trei construcții și bunurile din interior au fost distruse în comuna Pietroșani după o astfel de ardere necontrolată. La începutul acestei săptămâni a fost afectată o suprafață de teren de peste 30 de hectare în urma a trei incendii de vegetație ce s-au produs în județul nostru. Un alt incendiu de vegetație uscată a avut loc în localitatea Merișani, unde au fost afectați aproximativ 1500 metri pătrați de teren. Ieri, pompierii au acționat pe malul râului Argeș, cu mijloace de primă intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată. Flăcările s-au manifestat pe aproximativ 7000 de metri pătrați, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere. Tot ieri, pompierii au intervenit în comuna Schitu Golești și orașul Costești pentru localizarea și lichidarea a două incendii, în urma cărora au ars vegetația uscată de pe aproximativ 2500 metri pătrați de teren și aproximativ 300 de kilograme de deșeuri menajere și de cauciuc. În ultima vreme ne confruntăm cu un număr crescut al incendiilor de vegetație, ce au afectat până în prezent terenurile și pădurile, dar sunt puși în pericol atât oamenii, cât și animalele și bunurile din gospodărie. În ultimele 4 zile am intervenit pentru stingerea a 12 incendii la arderile necontrolate pe raza județului nostru, care au afectat o suprafață de peste 5 hectare. Arderea nu este o soluție. Există servicii și utilaje care pot curăți terenurile de lăstăriși și mărăciniși și toca resturile vegetale pentru compost. Pompierii vă reamintesc faptul că se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei următoarele fapte: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți. Amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți.